În contextul creșterii numărului de accidente de circulație pe raza județului Prahova, se desfășoară ample acțiuni pentru creșterea nivelului de siguranță rutieră. În acest moment avem o acțiune care se desfășoară pe drumul național 1, dar și pe drumurile județene de pe raza localităților Florești, Filipești de Târg, Filipești de Pădure, Poenari Burchii, Poenari Apostoli, dar și pe raza localității Brazi. Mai multe drumuri județene sunt la acest moment împânzite de polițiști rutieri. Scopul acestei acțiuni este în principal creșterea gradului de siguranță rutieră, dar și creșterea vizibilității elementului polițienesc și conștientizarea populației asupra riscurilor la care ne expune în momentul în care nu respectăm regulile de circulație. În acest context, polițiștii rutieri vor efectua și informări preventive educative, dar și dacă va fi cazul, vor lua măsuri de sancționare a participanților la trafic.